Bună ziua, dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Haideți să gătim astăzi împreună o ciorbă de ciuperci cam bucovina, cam nordul Moldovei. O ciorbă de ciuperci din aia care merge la suflet și rămâne aici. Ce folosim pentru această rețetă? 500 de grame de ciuperci champignon am eu aici. Ciuperci proaspete din comerț. Se pot folosi orice fel de ciuperci. Hribi, gălbiori, orice fel de ciuperci aveți la îndemână sunt bune pentru ciorbița aceasta. Pleurotus, ciuperci să fie. Pot fi ciuperci din conservă, o conservă de 400 de grame, sau ciuperci congelate sau proaspete, cum am eu aici. Dacă folosiți ciuperci congelate, 500 de grame este foarte bine. Mai folosim o ceapă tăiată cubulețe, țelină rădăcină, păstârnac, pătrunjel, rădăcină, ceva albitură, musai. Am aici cam 100 de grame, este suficient. Un morcov tăiat cubulețe, jumătate de ardei gras din ăla mare, oțet pentru acrit sau borș sau zeamă de lămâie, ce aveți. Dacă aveți leuștean proaspăt sau pătrunjel sau leuștean uscat, ceva verdeață. Una, două linguri de ulei. Uleiul se folosește ca să aibă ciorba noastră o față frumoasă. Puteți să nu folosiți uleiul pentru că nu influențează deloc ciorba noastră. Și mai folosim și niște bulion sau suc de roșii. Undeva la 100 de mililitri este suficient pentru că acesta este suc de roșii făcut de mine în casă. Este foarte gros, este un bulion de roșii cu ardei. Foarte gros, eu voi folosi doar 100 de mililitri. Mai folosim sare și undeva la 2 litri, 2 litri și jumătate de apă este suficient. Per total, trebuie să avem undeva între 8 și 10 porții de ciorbă, adică undeva la 3 litri jumate, 4 litri de ciorbă. Cum procedăm mai departe? Am pus apă în oală, punem la fiert ceapa, ardeiul gras, morcovul, albitura, punem capacul și începem să tăiem ciupercile. Dacă sunt mai mari, tăiem ciupercile în două sau în trei și apoi ceva între felii și cubulețe, felii nu foarte subțiri. Cam așa, pentru că ele oricum o să mai scadă și la fiert. După 10 minute, adăugăm ciupercile tăiate. Ceapa, morcovul, țelina fierb mai greu decât ciupercile. Au nevoie cam de 20 de minute ca să fiarbă. Ciupercile în maxim 10 minute sunt gata. Deci au fiert 10 minute înainte ceapa, morcovul și ardeiul gras. Foc potrivit, punem capac. Dacă punem capacul, ciorba fierbe mult mai repede și lăsăm să fiarbă 10 minute. O fiert și ciupercuțele. Adăugăm acum sucul de roșii. O să vă las dedesubt în descriere și rețeta acestui suc. O lingură plină este suficient. Puteți să nu puneți bulion sau suc de roșii. Acum e momentul să punem uleiul, dacă folosiți. Două linguri de ulei este suficient. O linguriță rasă de sare. Eu nu pun multă sare. Puteți adăuga la fiert un vârf de ardei iute sau puțin piper. Eu prefer să nu pun, să fac ciorbița asta puțin mai dietetică. Și adăugăm acum și oțet. Două lingurițe pun eu. Gustați și vedeți cât mai
trebuie, după gustul dumneavoastră, sare, oțet sau zeamă de lămâie, sau borș, sau acriți cu ce vreți. Puteți să lăsați ciorba simplă să fie o supă neacrită. Dacă a fiert 2-3 minute cu oțetul, sarea și uleiul, este suficient, stingem focul. Ciorba noastră este gata. Putem pune verdeața deasupra. Ciorba noastră este gata. O bogăție de legume, ciuperci. Este o ciorbă sau o supă extraordinară. Dacă nu țineți post, puteți adăuga o lingură de smântână în momentul servirii. E o nebunie. Gândiți-vă cum e făcută cu hribi, cu gălbiori sau cu ceva ciuperci sălbatice. Este o ciorbă simplă și gustoasă. În jumătate de oră este gata, așa cum sunt toate ciorbele din legume. Ciorbă din ciuperci, așa cum se face în Bucovina, așa cum se face în Moldova și probabil și în restul țării. O ciorbă delicioasă, hrănitoare, ideală pentru perioadele de post și nu numai. Chiar și atunci când vrei ceva bun din ciuperci, această ciorbă se poate face imediat. Se servește alături de mămăliguță sau pâine, arde iute, după dorința fiecăruia. În jumătate de oră este gata și ne putem desfăta cu toată familia cu ceva bun. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. O să mai aduc în curând și alte bunătăți. La revedere!